Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului și ne reunim astăzi într-o emisiune în care vom atinge foarte multe probleme legate de novaci, probleme culturale, probleme de aniversare până la urmă de sărbătoare. Știți că astăzi, și așa ne-am intitulat și noi emisiunea, sărbătorim Ziua Veteranilor de Război. Avem plăcerea să revină în studio domnul Adelin Ungureanu, publicist printre altele, dar în același timp consilier local la Novaci, profesor, mai multe alte atribuții și funcții, nu știu la care, în care din ele să vă punem, care vă place mai cel mai mult dintre ele. Atribuții, da, multe și frumoase, funcții mai puține și nici nu este un obiectiv anume, dar dați-mi voie să vă salut și eu, să vă spun, Hristos a înviat, suntem în perioada de după Sfintele Paște ale acestui an și e plăcere mare ca în lunile ce urmează împlinirea 150 de ani de la formarea Comunei Novaci să putem vorbi atât despre novaci cât și despre novăceni de ieri, de azi, de ce nu și de mâine și despre Gorj în general în cadrul emisiunii dumneavoastră, în care mă întorc cu plăcere ori de câte ori veți considera că este util acest lucru. Mulțumim pentru asta. O să vorbim și despre novaci, subiectul favorit până la urmă. A scris câteva cărți în domeniu și e normal să fie așa. Însă aș vrea să vorbim mai întâi chiar despre această zi specială și o să încep, pentru că vorbim de un consilier local și nu știu cum sunt, să zicem, dacă mai aveți veterani la Novaci, în zona Novaciului, la nivel de țară mai sunt vreo 20.000 și astăzi, până la urmă, autoritățile au luat o decizie meritată, cam târzie, dar au luat-o, în sensul că se măresc, începând de astăzi, practic asta s-a dat hotărârea de guvern, prin care indemnizațiile acelea de veteran cresc cu 75%. O măsură reparatorie, chiar dacă sunt foarte puțini cei care vor mai beneficia. Da, luând în ordinea cronologică dezbaterea subiectului, mai sunt la Novaci veterani, din păcate foarte puțini, însă până în a merge și a comenta ceea ce dumneavoastră a scos în evidență privind actul normativ ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial, aș vrea să spun că acolo a funcționat o filială foarte puternică a Asociației Veteranilor, a fost condusă până nu de mult de către unul dintre veteranii de război, apoi cadru de poliție, Nenea Ilie Ciungu, îi spuneam cu toții, datorită diferenței mari de vârstă față de noi toți, la 93 de ani de vârstă împliniți în urmă cu vreo 2 ani, din câte mi-amintesc, și a sfârșit firul vieții pe pământ, dar și aici voiam să ajung, a rămas la Novaci, aproape, în zona centrală, vis-a-vis de Casa de Cultură, un monument nu doar al eroilor, ci și al veteranilor de război, un monument pentru care Ilie Ciungu s-a luptat ani mulți de la Revoluție într-una și l-a văzut înălțat deasupra pământului, făcând umbră, așadar, peste plăcile de eroi și totodată de veterani ai Novaciului în cel de-al doilea război mondial în care el a fost implicat. Mai avem ceva veterani, unul dintre ei, cred că cel mai în vârstă, numără undeva vreo 96 de ani, a mers acasă la dânsul în urmă cu vreo 2 ani de zile când lucram la o carte despre administrație, iar măsura este una absolut firească, normală, însă cu toate cele ce se vor adăuga destul de târziu și poate că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru undeva în anii 90, toți ar fi fost mai mulțumiți pentru că era în fapt o recunoaștere a celor care au plecat de acasă cu anii și puțin dintre ei s-au mai întors. Asistăm în vremurile astea la politici reparatorii ale altor state ale lumii care plătesc despăgubiri și familiilor victimelor anumitor abuzuri, așa cum este cazul Holocaustului, dar și de altă natură. Deci era firească o astfel de măsură, nu știu de ce a trebuit să mai fie, cât a zis dumneavoastră, vreo 20.000 în viață, putea fi și mai devreme, pentru că dacă datorăm în mod expres unei generații ceva, celor care au luptat în război le datorăm mult mai mult. Da, acum sunt puțini veterani, însă atâția cât mai sunt și sunt printre noi, ei trebuie tratați ca atare. Noi, această societate n-a fost, iată, cum spuneați, n-a găsit resursele, nu s-a dorit, în fine, sunt multe de discutat pe seamă ca să facă mai mult pentru acești oameni când erau în viață. Acum e foarte târziu, sunt și foarte înaintați în vârstă, dar poate că o variantă cum fac alte state
n-ar fi deloc de neglijat, în sensul că să beneficieze, să zicem, și familiile de cei care au avut un veteran sau un erou. Sau un erou. În același timp, din păcate, noi nu ne am avut foarte mulți eroi inventați la Revoluția Română, care au beneficiat de foarte multe lucruri. Eroii din 89, unii n-au fost eroi, dar beneficiază de diverse lucruri. În schimb, pe veterani i-am uitat, poate chiar și pe deținuții politici n-am reușit, dinainte de 89, n-am reușit să-i apreciem cum ar trebui. Cred că și atitudinea opiniei publice raportată la ceea ce s-a întâmplat cu acele certificate de revoluționari face astăzi ca, și până astăzi mai ales, astăzi să zicem că s-a reparat problema, atitudinea în general a oamenilor să fie oarecum reticentă, plasându-se și înainte de ceea ce s-a întâmplat la Revoluție și cei care au beneficiat direct de acele certificate, și anume către cei ce au luptat între al doilea și pe vremea aceea erau în viață încă și cei din primul război mondial, așa încât un context din acesta nefavorabil a făcut ca, iată, nici la sfârșitul vieții să nu primească o recunoștință pe care cu siguranță o meritau. Aș vrea să mai discutăm, chiar dacă vorbim cu un jurist de profesie, un doctor în drept, dar iubitor de istorie, aș vrea să amintim puțin cei 70 de ani care s-au scurs de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, acolo unde au luptat acești veterani care încă supraviețuiesc, și în contextul în care, iată, peste câteva zile chiar se sărbătorește, că e vorba de 8 sau 9 mai, depinde de cele două părți ale Europei. Depinde cu cine ținem, da, depinde cu cine ținem. Încheierea războiului este datată 8 sau 9 mai, tratatele de pace, mă rog, de încetarea focului fiind semnate, așa cum știu, cu statele din vest, cu o zi înainte față de pacea cu Uniunea Sovietică. Am avut români, am avut gorjeni care au luptat și în afara granițelor țării, atât în prima parte a războiului, cât și în ultima. În prima parte au trecut până dincolo de Nistru, n-am vrut să spun între Cruci și Nistru, deoarece considerăm că sunt tot pământuri românești, nu știm câți mai o fac asta, dar pentru mulți dintre noi lucrurile sunt destul de clare. Am avut chiar gorjeni care au fost implicați în administrarea orașului Odessa din prima parte a războiului, atunci când acesta a fost pus sub administrație românească. Unul dintre comisarii de poliție era gorjean, iar în partea cealaltă armata română a trecut dincolo de granița de vest a țării, ajutând așadar la eliberarea unor orașe până pe teritoriul Cehiei sau al Slovaciei de astăzi, și pe tot frontul s-au regăsit gorjeni. Cei mai norocoși au reușit să se întoarcă acasă. Din localitatea în care vin eu, cu zecile au fost novăceni, dacă adăugăm și comunele din jur care între timp au intrat în Novaci, parte din Cernădia și Pocevaleștea, au depășit cu ușurință suta de tineri care nu s-au mai întors acasă, au murit majoritatea pe frontul de est, dar câțiva și spre sfârșitul luptelor. Da, apropo de momentul acela, deci de cei 70 de ani de istorie, poate că am putea găsi cumva o explicație de felul cum au fost tratați veteranii, să zicem, de înțeles cumva în perioada comunistă, deși în perioada comunistă veteranii au fost mult mai respectați, poate, decât după 80, deci după 1989. Cu excepția anumitor categorii în speță de ofițeri care au avut atribuții în prima parte a războiului. Da, au făcut închisoare unii dintre ei. Fiind acuzați dacă au luptat împotriva, sau au coordonat lupte împotriva Uniunii Sovietice, partenerul nostru de nădejde după 23 august și încă vreo 45 de ani. Da, dar au fost zeci de mii de oameni care au plătit cu viața, au fost zeci de mii de prizonieri în Rusia, rămași în Uniunea Sovietică, care s-au întors acasă. Apropo de astea, sunt fabuloase acele povestiri, chiar există chiar povestiri care au fost publicate despre acei veterani, viitori veterani atunci,
care s-au întors din prizonierat și de multe ori au ajuns la pomana de 7 ani care li se făcea în memorie, pentru că ei nu apăruseră nici pe listele, erau dispăruți. Nu se știa ce s-a mai întâmplat cu ei. Da, declarați dispăruți și considerați în principiu de familie morți, pentru că venise grosul soldaților care supraviețuiseră, iar ei încă nu se mai întorseseră, așa încât nimeni nu-i mai aștepta. Sunt multe cazuri, ați vorbit despre publicații. Îmi amintesc acum despre scrierile profesorului Nichifor cu veteranii care își expun amintirile. Un veteran își amintea, așa este. Foarte, foarte frumoasă povestirea, trăirile lui în vreme de război. Au fost preocupări și sunt, am văzut și în revistele de specialitate, oarecum centrate acum către amintirile din primul război mondial, pentru că centenarul încheierii lui se apropie, mai sunt 3 ani de zile, însă pentru că ați adus vorba de veteranii veniți târziu, am cunoscut și acum regret un pic că n-am cules mai multe detalii, atunci eram copil, un veteran la mine în sat, prizonier de război în cel de-al doilea război mondial, Nenea Gore Gioancă, îi spuneam eu, mi-l amintesc că era foarte glumeț, un spirit hâtru, și ne povestise cum învățase limba rusă în sat, o vorbea foarte bine, asculta posturile de radio rusești, dar nu știa să scrie un cuvânt, pentru că nu avusese niciun fel de contact cu partea științifică. Pur și simplu, în calitate de prizonier și partea ulterioară a prizonieratului, în contact cu sătenii din părțile acelea izolate și reci ale Siberiei, învățase așadar graiul țarilor, pe care îi tot spuneam să ne ajute și pe noi. Pe vremea aceea studiam limba rusă în școală și râdea așa când vedea că ne descurcăm destul de greu cu atâtea cărți la îndemână. Apropo că fiecare dintre noi a cunoscut veterani, totdeauna m-a frapat o situație. De foarte multe ori, chiar dacă sunt la vârste înaintate sau la vremea când i-am cunoscut erau la vârste înaintate, își amintesc cu mare ușurință și cu lux de amănunte diverse lupte, diverse întâmplări de pe front. Cu toate acestea, dacă l-ai fi întrebat și întrebi, să zicem, ce au mâncat ieri sau chestii de acestea, ce au făcut în ultimii ani, își aduc destul de relativ aminte ce s-a întâmplat. Cum s-ar explica acest lucru? Eu știu, poate că ar fi un blocaj pe acea întrebare devenită la noi folosibilă pe buzele tuturor. Ce ai făcut, domnule, în ultimii 5 ani? Da. Căutând o explicație. Acum e mai nou, în ultimii 25 de ani. Amprenta războiului trebuie să-și fie pus pe viață semnul, pe memoria acestor oameni. Și eu am sesizat asta, deși nu mi-am pus problema niciodată, însă povestesc așa cu înflăcărare acele clipe, unele de groază, altele nici nu-ți vine să te mai gândești la ele când afli fel de fel de detalii, cum își duceau camarazii morți sau părți din trupurile lor să le îngroape în gropile comune și așa mai departe. Cred că i-au influențat și totodată au devenit repere în existența lor. Ar trebui să fie și repere în existența statului, în existența țării, însă, după cum știți, dacă oamenii ar fi învățat ceva din războaie, nu le-ar mai fi făcut. Însă ele se repetă cu o ciclicitate îngrozitoare, având în vedere efectele care apar și, deși poate că nu e prea plăcut, eu cred că omenirea nu și-a desfășurat ultimul război și vor mai fi mai multe. Aici este problema, numai că dacă vor mai fi, nu vor mai fi cele clasice, nu vom mai avea cei veterani de război mai târziu, pentru că un război în circunstanțe atomice, nucleare, nu se pune problema să existe supraviețuitori. Au fost folosite armele atomice, după cum știm, la războiul la care noi referim. Ce s-a întâmplat, mai ales în privința civililor, a copiilor, a femeilor, este de nedescris. Să sperăm că nu se va repeta măcar cu aceste arme sau că se vor găsi alte soluții, așa încât luptele să fie disputate pe alte tărâmuri și nu pe cele atomice. Părăsind acest subiect doar, să zicem, parțial, pentru că o să îl continuăm și cei 70 de ani de la al doilea război mondial și ziua veteranilor,
invocând aici o personalitate pe care o invocați în, în una din cărți, cred că chiar în ultima apariție, cartea dedicată lui Gheorghe Cuțuliga. E vorba de generalul Virgil Răduțescu, original de la Nova și care a făcut războiul și a avut și de suferit foarte mult după, după acea perioadă. Ce ne puteți spune despre asta? Da, Virgil Răduțescu s-a născut la Novaci în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, pe la 1888 s-a născut el, către toamnă, dacă mi-amintesc bine. A fost membru al unei familii numeroase, au fost 5 copii, tatăl era funcționar în domeniul finanțelor, mama învățătoare, niciunul dintre părinți nu erau novăceni, tatăl venit din zona Arcanii, mama venit de undeva din sudul Târgu Jiului, Drăguțești, Urechești, și instalați pe viață la, la Novaci. Virgil, la aproape 20 de ani, după ce făcuse școala la Novaci și liceul la Severin, se înscrie și este admis printre primii la cursurile Facultății de Medicină din București, pe care o absolvă câțiva ani mai târziu. Participă ca medic atât în primul cât și în cel de-al doilea război mondial. Înainte de a intra în primul război mondial, a fost implicat în campania de la 1913 din sudul Dunării, de unde s-a întors rănit, i s-a dat o perioadă de liber, s-a refăcut, studiile erau încă neterminate, s-a întors la treabă și a devenit medic cu acte în regulă. A fost așadar și în primul război mondial implicat și între cele două războaie mondiale a reprezentat nu doar locurile natale și profesia pe care o avea, ci și România, câțiva ani în Franța, unde a fost co-raportor la două congrese internaționale de medicină militară. Doctorul Răduțescu a făcut așadar un stagiu îndelungat acolo, a primit și câteva prelungiri, a lucrat alături de chirurgi din toată lumea și cu acestea a ținut legătura toată viața. S-a întors în țară și înaintându-ne către al doilea război mondial, aici voi face o pauză și o să insist pe acest subiect, este cel care a creat instituția precursoare a SMURD-ului de astăzi. Din inițiativa sa, în două rânduri, a doua oară cu succes, a reușit să convingă ministrul aerului din România de necesitatea creării unei aviații care să se deplaseze la locul unde este bolnavul și nu bolnavul să fie adus la spital. În cele din urmă, ministrul l-a împuternicit să se ocupe de acest lucru și de pe Băneasa, de pe aeroportul Băneasa, în 1940, se ridica spre cer în prezența colonelului de atunci, Virgil Răduțescu, din Gorj, primul avion sanitar român. După ce aviația sanitară a fost pusă pe picioare și și-a dovedit utilitatea în cel de-al doilea război mondial, a fost trecut în cadrul marinei militare, unde a pus la punct deja înființatele nave spital, nave cu aparatură medicală, de asemenea foarte utile și ele pe timpul războiului și în perioada următoare. Am insistat un pic mai mult asupra lui, pentru că e bine să știm că medicina sanitară a plecat așadar de la un gorjan și că poate că n-ar fi ceea ce este astăzi dacă primii pași nu ar fi fost făcuți în perioada 1937-1938 până în 1940, așa cum am precizat. Da, apropo de medici gorjeni implicați în cele două războaie mondiale, avem și în familia Culcer un reprezentant, chiar unul foarte cunoscut, dar apropo de... Nu vorbim întâmplător de Virgil Răduțescu, e tipul de veteran până la urmă și încă a două războaie. Din nefericire, spuneam, au fost și momente mai puțin faste în viața domniei sale după al doilea război mondial. Da, a făcut parte din corpul medicilor care a fost implicat și în prima parte a războiului, a luptat așadar, a fost alături de armatele române și înspre linia frontului de răsărit, de unde pare să că ei s-au tras câteva probleme. A trăit până la o vârstă venerabilă, 92 de ani, până în 1980. A fost înmormântat acolo, la Novaci, de colegii săi și de generația următoare, pentru că vârsta fiind una înaintată, evident că pe linie naturală acestea erau tot mai puțini. Nu cred că a avut parte pe timpul vieții de recunoștință așa cum
ar fi meritat așa cum și-ar fi dorit și el, poate și alții. Știu că a stat departe de orice formă de politică, nu s-a înscris în niciun fel de partid, n-a avut niciodată proprietăți, n-a avut automobil, nici măcar casa părintească n-a fost moștenită de el, ci de către una dintre surori. Așadar, a dus oarecum o viață care nu l-a implicat în prima linie nici a administrației și nici din rândurile pensionarilor veterani din cel de-al doilea război mondial. A avut însă meritul de a păstra legătura cu colegii pe care îi cunoscuse în perioada interbelică și parte din ceea ce a strâns o viață, și e vorba de câteva colecții de diplome și premii de la ultimii trei suverani ai României, nominalizându-i pe Ferdinand Carol al II-lea, Mihai, pe regele Greciei, și chiar și din partea Führerului, aceste documente, transmițându-le către un alt nume de referință al novaciului contemporan, inginerul Gheorghe Cuțuliga, cel ce le-a păstrat cu sfințenie și ori de câte ori avea ocazia, pentru că tot ați adus vorba despre respectiva carte, arăta ceea ce însemnase Răduțescu pentru medicina românească și pentru novăceni. Este, din punct de vedere al gradelor militare, primul general al acelor locuri, cel puțin din istoria cunoscută, și târziu, cum spuneam la începutul emisiunii, după câteva zeci de ani, a fost declarat cetățean de onoare, evident post-mortem, lucru care repară cât uși de puțin imaginea despre activitatea și despre reușitele sale. Bine, reparația e mai mult pentru contemporan decât pentru... Pentru generația actuală, da. Acum vorbeam și ați adus aminte despre Cuțuliga, Gheorghe Cuțuliga, inginerul care, din păcate, ne-a părăsit tot în ultimii ani. Cartea a fost foarte bine primită de un public destul de larg și nu numai novăcean, ceea ce înseamnă că am avut un eveniment editorial. Ne bucurăm că el a fost prezentat chiar la ENSAT, apropo de acest lucru. Însă, totdeauna, și am mai amintit asta, de fiecare dată când vorbesc de Gheorghe Cuțuliga, bine, aici în relație cu Virgil Răduțescu, dar nu asta neapărat, mi-amintesc de povestirea pe care mi-o făcea la Novaci în 2011, cred, despre cum l-a văzut pe generalul Ion Antonescu, unul dintre mari eroi ai neamului românesc, chiar dacă, din păcate, n-avem voie, conform legii, de data aceasta, să-l considerăm așa. Deci numai trebuie să-l amintim, conform legii, doar în context, să zicem așa, istoric. Deci nu altfel. De fapt, nici nu poți, o personalitate istorică, nu poți aminti decât, bănuiesc, în acest context. Și indiferent ce, pe lângă faptele sale, să zicem, mai puțin bune sau condamnabile, de, să zicem, în baza legilor în vigoare, Ion Antonescu a rămas una dintre cele mai importante personalități române. Iar Gheorghe Cuțuliga își amintea de acel moment când, cu o zi înainte de 44, îl vedea câțiva zeci de metri, îl vedea pe general, pe mareșal atunci, când poate purta ultima sa convorbire de front, ultima, pentru că după aceea va reveni în București, iar a doua zi era arestat din ordinul regelui Mihai. Da, inginerul Cuțuliga este acel reper nu doar pentru mulți dintre noi, pentru mine personal cu atât mai mult, și faptul că am reușit să scot la lumină câteva crâmpeie din viața dânsului de aproape 90 de ani, m-a bucurat foarte mult. Într-adevăr, a existat acest episod, 22 august 1944, pe vremea în care, fiind practic trimis ca și elev, era o formă de practică, ciudată practică, am spune astăzi, de a merge pe front, dar ăștia erau timpurile, pentru cei de la școala de aviație, au fost anunțați și a venit la baza aeriană pe care se găsea și novăceanul nostru, mareșalul Antonescu.
nu știa nimeni ce o să urmeze din cei prezenți acolo. Războiul avea un curs, chiar dacă se întrezăreau evenimente destul de clare din cauza contextului internațional creat. Însă inginerul Cuțuliga de la Novaș toată viața a rămas în minte cu imaginea clară a mareșalului și ne-a povestit asta nouă mai târziu, dar știu că o făcea și până în 1989 către prietenii apropiați, păstrând în casă câteva fotografii și tablouri cu figura mareșalului. Despre legătura cu Virgil Răduțescu am spus adineauri. Cred că și celălalt novăcean de care am pomenit, veteran Virgil Răducescu, a fost în apropierea familiilor celor ce au condus România atunci. Oricum, el a fost în prezența casei regale în mai multe rânduri, a fost prezent la Sinaia de-a lungul timpului, așadar tangența cu marile personalități ale României a fost creată la Novaci prin oameni care au trăit aici, prin fii autentici ai localității, și ar fi bine ca acum, când nici măcar nu mai sunt în viață, să ne amintim cu plăcere și să facem tot ceea ce e posibil pentru memoria, pentru imaginea lor să dăinuie mai departe. Aminteam mai devreme acea carte dedicată lui Gheorghe Cuțuliga în cursul anului 2014. Ea este doar una din mult mai multe cărți apărute despre Novaci. Mărturisesc că chiar mă surprinde faptul că avem atât de multe lucrări apărute doar într-un an, 2014, despre Novacele, sunt mult mai multe. E o preocupare istoriografică, am putea spune. Nu sunt neapărat cărți de istorie, sunt și memorialistice, sunt și literatură, că e vorba și de literatură, dar biografice cu siguranță, dar sunt cărți despre Novaci și asta înseamnă foarte mult. Și aș vrea să amintim întâi cărțile și apoi să încercăm să facem și o incursiune asupra personalităților pe care le are Novaci, personalităților istorice, pentru că cărțile acelea vorbesc și de Brezulescu, vorbesc și de alte personalități. Apropo de cartea cu primarii a invitatului nostru, și acolo sunt personalități foarte importante și sunt chiar nume din afara Novaciului care publică și sunt nume mari, și aici mărturisesc că documentarea nu mi-aparține mie și chiar invitatului nostru, o carte a lui Vintilă Mihăilescu, destul de cunoscut, am spune, unui public important. Ce ne puteți spune despre asta? O să fac o mică istorioară foarte scurtă de cum am intrat eu în posesia acestei cărți, ulterior aflând mai multe detalii. Pe timpul sărbătorilor de iarnă am trimis unui coleg de-al meu una dintre cărțile mele despre Novaci, el locuind la câteva sute de kilometri, iar acum, în preajma Paștilor, întorcându-se acasă pentru a-și vizita familia, părinții, acest coleg al meu... Deci e plecat din țară, să înțeleg. Nu, e în țară, dar locuiește într-o altă parte a țării. Dorin Cuteanu se numește. Mi-a adus în țiplă un exemplar, o carte interesantă, se vedea pe deasupra că ascunde ceva, intitulată Fascinația diferenței, și mi-a zis, citește-o și vorbim pe urmă. Inițial nu văzusem niciun fel de legătură. M-am uitat pe titlu, pe numele autorului, nu îmi spuneau nimic. Ulterior am descoperit că este vorba de către un antropolog, unul dintre marii cercetători între ale antropologiei din România, autorul ei, Vintilă Mihăilescu, și ceea ce este și mai important, el își publică o parte mare a studiilor pe care le-a făcut la Novaci până în 1989, în anii de studenție sau de ucenicie, și este vorba de un studiu comparativ, antitetic chiar, între cele două populații ale Novaciului, din dreapta și din stânga Gilortului, cu istorie și cultură oarecum diferită. Este vorba de novăcenii autentici și de novăcenii străini, ungurenii, care au venit din mărginimea Sibiului, și undeva și încheie lucrarea omul arătând că dacă vorbim despre fascinația
diferenței între oameni, Novaciu este unul dintre cele mai bune exemple. Încă nu l-am sunat să-i spun care mi este părerea, o să-l caut în zilele următoare, dar a fost o surpriză plăcută că în acest an 2014, în care au apărut vreo 5-6 cărți despre Novaci sau cu autori novăceni pe diverse teme, iată, departe de Novaci, un om care n-a mai venit pe aici de 20 ceva de ani, pe care nici nu știu câți dintre noi îl cunosc, eu nu l-am cunoscut atunci, eram și foarte mic ca vârstă, dar nici ulterior n-am auzit. Public așadar studii realizate în urma unor cercetări sociologice și nu doar de natură sociologică, făcute aici pe o parte și pe cealaltă a Gilortului. Așadar, avem, din fericire, un număr mare de scrieri despre Novaci, cred că sunt vreo 12-14 cărți care s-au adunat de-a lungul timpului exclusiv despre Novaci, părți din Novaci sau personalități ale Novaciului, ori conexiuni cu Novaciu, cărora se mai adaugă și alți autori novăceni care au scris poezie sau cărți de specialitate pe drept, pe inginerie și așa mai departe. Care ar fi ultimile cărți, dacă tot am provocat telespectatorii? Deci am vorbit de Vintilă Mihăilescu și Fascinația Diferenței. A apărut anul trecut, așa da, cum am zis. Am vorbit de Adelin Ungureanu și cartea sa despre fiul Novaciului, Gheorghe Cuțuliga. Da, și a mai fost una anul trecut, cea dedicată primarilor Novaciului de la formarea comunei încoace, împreună cu soția Manuela Ungureanu. Apoi, anul trecut a fost anul și publicării unor cărți de poezie, autoare fiind doamna profesoară Silvia Podeanu și profesorul Ion Duță. Acestora li se adaugă o carte cu o poveste a vieții, o autobiografie extraordinară realizată de către o educatoare în vârstă de peste 80 de ani. Este și intitulată sugestiv, prin titlu a spus tot ceea ce vrea să desfășoare între paginile ei, Cartea Vieții Mele, autoare fiind, îmi dați voie să mă laud, educatoarea mea din ultimul an de grădiniță, doamna Maria Șandru. Apoi, în memoria lui Brezulescu apare o a treia lucrare, după cea a lui Eleodor Focșeneanu de prin 2002, dacă nu mă înșel, și cea semnată de Gheorghe Ciorogaru, apare cartea lui Cristi Grecoiu, cuprinzând viața și opera lui Dumitru Brezulescu, și totodată are în debutul acesteia și extras din lucrarea de licență a lui Brezulescu, în care el rezolvă inclusiv una dintre problemele pe care Ștefulescu nu o găsise în Gorjul Istoriei și Epistolei și în celelalte scrieri. Arată unde a fost situat sadul Poborești, care-i sunt limitele și care-i sunt urmașii. Așadar, am avut un an foarte bun din acest punct de vedere. Toate acestea au fost confirmate, așadar, printr-un ziar care apare lunar acolo, Novăceanu se numește, sub o anumită formă continuatorul unei reviste anuale, Miorița. Deci, preocupare pe tărâm intelectual, scriptic, există și este destul de intens în ultima vreme. Nu vreau nici să-l laud, nici să critic, dar e un capitol la care stăm poate mult mai bine de cum ne-am fi imaginat vreodată și mult mai bine de cum tare mi-e teamă că o să stăm pe viitor. Pentru că, așa cum știți, în viața fiecarei comunități sunt perioade în care atențiile se îndreaptă diferit către o direcție sau către alta. Pentru că m-ați provocat, apropo de cartea despre viața și opera lui Brezulescu, publicată de Cristi Grecoiu, pentru că preia, cum spuneam, o parte importantă din lucrarea de licență a lui Brezulescu. Acolo avem altceva. Și asta aici spun pentru cei care sunt, ne vedem foarte mult în mediul rural. Și foarte mulți dintre noi auzim de acele obști din partea silvică, așa, și nu prea înțelegem ce e cu moșii mari, cu toate acele, cu acei urmași și acele părți din toate celelalte. Vreau să vă spun că cei care vă cade această carte în mână, sau căutați-o, că din câte știu există la biblioteci, puteți să găsiți foarte multe lucruri. Deci, practic, Brezulescu explică pe înțelesul tuturor
acele lucruri și asta o făcea, atenție, la începutul secolului 20. 1905. Da, deci foarte, foarte important acest lucru. Dacă îmi permiteți, e atât de bună teza de licența lui Brezulescu, încât ea a fost folosită la crearea codului silvic 1909-1910 și cel care confirmă ulterior acest lucru este însuși Iorga, cel care face trimitere la lucrarea lui Brezulescu privind proprietatea de vălmașă din Munții României. Da, iată o informație foarte interesantă, nu știam și mărturisesc că e un motiv în plus de a vorbi despre novaci și novăcini până la urmă, pentru că acolo ne-am dus. Profitând de faptul că avem aici și un consilier local de la Novaci, din cel puțin două motive, două evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Novaci. Și o să vorbesc mai întâi cu, din păcate am lăsat cu sonor telefonul, o să vorbim, spuneam, despre două manifestări tradiționale, am spune și una și alta. Vorbim mai întâi de cea didactică și e vorba de o nouă ediție, cea de-a 10-a concursului de istorie Dumitru Micu Popescu, și începem să vorbim și ce pregătește administrația locală legată de tradiționala manifestare a urcatului oilor la munte și când este ea prevăzută să fie, pentru că mărturisesc personal nu am această informație. Da, în privința concursului de istorie Dumitru Micu Popescu, iată a ajuns la cea de-a 10-a ediție, a fost inaugurat în anul următor decesului profesorului nostru de la Novaci și o să fac tranziția către acest subiect legându-mă de ultimele apariții despre Novaci. Unul dintre frații mai mari ai profesorului Micu Popescu, tot anul trecut, tot în 2014, este autorul unei alte lucrări despre locurile Novaciului, se numește Poveste Neterminată, file din cronica unei familii, și este o fotografie, o radiografie exactă a satului său natal, satul Măgura, din fosta comună Cernădia, din urmă cu 70 de ani. Concursul Micu Popescu este dedicat memoriei profesorului de la liceul din Novaci, profesor de română și istorie. Are premii substanțiale, premii de $1,000 cash. Total, da? Nu prea știu concursuri pentru copii și elevi în județul nostru atât de premiate sub aspectul sumei, ori mai fi, dar oricum nu prea multe. Și să dea Dumnezeu ca și în acest an cei mai buni să se impună. Este o competiție care se desfășoară pe echipaje. Sub aspect structural, evenimentul este organizat în anfiteatrul liceului din localitate. Mai întâi are loc un simpozion, o evocare a personalității profesorului Micu Popescu și apoi concursul propriu-zis încheiat cu oferirea premiilor într-un cadru vestiv. Și dacă tot vorbim despre cărți de la Novaci și am spus despre fratele domnului profesor că anul trecut a lăsat comunității o carte intitulată foarte frumos Poveste Neterminată, o pot continua și alții, ginerele domnului profesor Popescu în anul 2010, Cezar Ciosani, numele său, a scris o carte cu multe trimiteri către Novaci și către Cernădia natală a profesorului. Romanul se numește Americanul. Este, dacă vreți, un roman exotic. Viața unui cioban din Cernădia, care cu acte mai mult sau mai puțin în regulă, în 1913 a trecut oceanul și a stat vreo două decenii fiind veteran al armatei americane din primul război mondial și premiat de către americani primind pensie an de-a rândul în Cernădia acolo, pentru că sunt și state care își respectă mai mult veteranii. Așadar, acesta ar fi primul eveniment, ca să trecem peste... Pentru că și nu mai avem decât două minute pentru cel de-al doilea. Cel de-al doilea, da. care nu poate fi oricum structurat doar în două minute, însă o să rezum în a spune că este organizat în ziua de 17 mai, însă nu doar o singură zi e rezervată evenimentului, practic atunci este festivitatea folclorică, este spectacolul din fața casei de cultură cu paradă, concurs, miz, băgița și toate cele ce țin, însă
târgul tradițional începe cu vreo 2-3 zile înainte și probabil se va termina după ziua de 17 mai, care per rămâne a treia duminică din mai pentru cea de-a 48-a ediție a Festivalului Urcatului Oilor la Munte, la Novaci, inaugurat așadar în 1968, pe vremea primarului Șerban, și indiferent câți primari vor mai fi și de acum încolo, sărbătoarea va merge mai departe. Suntem așadar aproape de a 50-a ediție, să dea Dumnezeu ca numărul ei să crească exponențial și novăcenii să sărbătorească și mai departe. Apropo de evenimentele de la Novaci, să știți că la Novaci se face și cultură. N-am vorbit, a fost aici Sabin Popescu, invitat în postul nostru de televiziune, domnia sa, vorbind despre festivalul de teatru de acolo. Anul acesta s-a ținut puțin mai devreme, se ținea tot în, cam în această perioadă, era o manifestare cumva tot de luna mai, tot integrată de multe ori cu celelalte, da. Și sunt multe alte lucruri frumoase la Novaci, despre care cu siguranță vom mai vorbi și cu altă ocazie. Întorcându-ne pe final pentru 30 de secunde la partea de sărbătoare de astăzi, Ziua Veteranilor de Război, trebuie să ne bucurăm de un lucru, că putem sărbători această zi atât timp cât vom mai avea veterani. Și din nefericire, timpul este nemilos din această privință. Da, este adevărat, nu pe an, probabil pe lună, trecând numărul veteranilor scade, așa încât nu doar să ne bucurăm, ci și să-i apreciem atât cât mai sunt și totodată să reprezinte un imbold, un stimul și pentru cei tineri sau cei și mai tineri decât noi, deoarece oameni care au stat în război cu ani, au stat împrizonierat, au fost rupți de casele și de gospodării lor, n-au crezut că se au mai întors, iată, au reușit să vină și să trăiască încă o jumătate de veac, așa încât dacă în acele condiții s-a putut, de ce nu am putea și noi să sperăm că avem timp să facem și multe alte lucruri bune. Dragi telespectatori, a fost alături de noi domnul profesor Adelin Ungureanu, consilier local la Novaci, cum spuneam, istoric, publicist, documentarist, de toate, deocamdată mai mult despre Novaci, dar cu siguranță încet încet preocupările probabil se vor duce spre județ și poate chiar spre... Și cred că la ultimul mandat de consilier, pentru că ar fi bine ca și noi românii să învățăm de la alții că două mandate e suficient într-o funcție de orice natură ar fi. Ei, ca și români ne mai permitem să mai adăugăm câte ceva, fi vor suficiente trei, așa încât deci trei deja sunt prea multe, loc să și înțeleg, timp și o pentru alții. În exclusivitate, dar nu se știe dacă se și confirmă până la urmă. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!